Bună ziua și bine ați venit la Biblioteca Comunală Ion Roată. Vreau să spun oaspeților noștri, veniți de la București, bun venit și vă mulțumesc că ați ales biblioteca noastră pentru lansarea celor două volume și foarte interesante și mulțumim de asemenea pentru importanta donație pe care o faceți bibliotecii noastre. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre biblioteca noastră. Deși este micuță, este foarte utilă și primitoare pentru comunitatea noastră. Avem un număr de 6.423 de volume cu acces liber la raft, o frecvență medie de 385 de utilizatori pe lună și o medie de 10-12 utilizatori pe zi. Utilizatorii noștri pot beneficia de fondul de carte, cât și de calculatoarele din dotare. Pentru că în curând vom sărbători ziua portului nostru național, pe 14 mai, m-am gândit să spun câteva cuvinte despre portul nostru național copiilor. Am ales această temă deoarece consider că pentru o educație sănătoasă și pentru formarea unor generații de copii mai buni și mai puternici, trebuie să sădim în sufletele lor trei valori esențiale: credința, cultura și tradițiile noastre strămoșești. Este de datoria noastră ca părinți, școala, biserica și biblioteca și celelalte instituții abilitate să promovăm aceste valori. Portul popular este cel mai important element cultural și istoric pe care îl poate deține un popor. Este o dovadă a identității naționale. Pe întreg cuprinsul țării avem 120 de variante de costum popular. Chiar dacă diferă de la o zonă la alta, piesele de bază sunt aceleași. La femei, ie, fotă și mareamă, avem și aici o monstră, iar bărbații, cămașă, ițari, brâu și căciulă. Costumele populare erau lucrate în casă, țesute de către femei, iarna, la război, la lumina lămpii și se purtau cu mare fală și respect. Tainele meșteșugului de a confecționa îmbrăcăminte nu se învață din cărți, ci de la femeile satului. Se transmite din generație în generație, de la mamă la fică. Fetele nu se căsătoreau până nu știau să toarcă și să țeasă. În timpul lucrului, femeile spuneau o rugăciune pentru comunicarea cu divinitatea. Cărarea ta, Mântuitorule, o văd împodobită. Cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte eu nu am să intru în ea. Luminează-mi haina, taina sufletului meu și mă mântuiește, Mântuitorul meu. Așadar, costumul popular era taina sufletului femeii, slava întregii familii. Acestea sunt dovezi că portul nostru popular este lumina sufletului nostru, iar românul creștin ortodox, creatorul și purtătorul acestor haine, avea mereu în gând afirmația apostolului Pavel, care spunea: trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Costumul popular este și va rămâne pilon al identității noastre românești. Este legitimitatea noastră pe acest pământ. Celor care au venit copiilor pentru programul pe care l-au pregătit, pentru răbdarea pe care au avut-o și vreau să întreb, deși sunt clasa a doua, am înțeles că sunt clasa a doua, da? Dacă ei citesc cărți? Da. Și cu tabletele ce faceți? Nu. Le lăsați deoparte. Da. Vai ce cuminte ești. Da? Nu aveți manuale pe tablete încă? Nu. Vii la biblioteca? Nu primiți teme pe WhatsApp? Nu! Nu aveți WhatsApp? Nu! Ba da! Nu-i încurajează doamna. I-am întrebat pentru că recent mi-a povestit o fetiță care este tot în clasa a doua că ea a primit tema pe WhatsApp. Nu vreau să comentez față cu copiii. Ce vreau să vă spun însă este că, în afară de cărțile pe care le-ați văzut și pe care împreună cu doamna bibliotecară o să le citiți, nu sunt toate pentru voi, pentru că noi ne adresăm întregii comunități, dar o să vedeți că am pus în lista pe care o să vă trimit, am pus deoparte cărțile pe care le-am considerat eu pentru copii. Vreau să vă spun că una din cărțile pe care o lansăm astăzi, unde este doamna Săicuț, este o carte care încearcă așa să
facă o punte între cartea tradițională și cartea mai nouă. Este vorba de un audiobook. Deci este o carte pe care puteți să o ascultați în timp ce faceți altceva. Sigur, nu în timp ce faceți tema la matematică, dar în timp ce faceți tema la desen, de exemplu, da? Sau în timp ce o ajutați pe mama în bucătărie, sau în timp ce veniți la școală. Pentru că eu știu că în zonele rurale, copiii, unii dintre ei, vin de destul de departe de la școală. Și iarna este frig și este întuneric. Și dimineața când vin, și seara când pleacă. Și atunci, haideți să transformăm obiceiul vostru de a asculta lucruri la căști într-un obicei bun, acela de a auzi fie un curs de limbi străine, eu fiind profesoară de limbi străine, încerc să predez pentru mine, fie o carte în care cineva cu mai multă experiență decât voi povestește ceea ce s-a întâmplat. Doamna Săicuță, aici de față, care nu este numai scriitor, este și artist plastic, este și bunică. Eu am fost uimită, știți că toată lumea vrea să pară tânără, așa că am povești, dar când am cunoscut-o, mi-a spus, eu sunt Neluța Bunicuța. Hopa, o doamnă care arată cum arată dânsa și spune, eu sunt Bunicuță. Am spus, da, eu am niște nepoți și mi-am dat seama că poveștile clasice mai trebuie puțin adaptate și am încercat să fac asta cu nepoții mei și am văzut că lor le place și atunci am făcut asta și cu prietenii nepoților mei și așa am ajuns să am un site. Dânsa are un site care se numește Neluța Bunicuța, un program pe YouTube în care spune povești mai vechi sau mai noi, dar nu despre asta vorbim acum, despre asta o să vorbim cu altă ocazie, poate o să scrie o carte și despre așa ceva și eu o încurajez să scrie. Acum o să vă spun ceva despre aceste două cărți care reprezintă experiența dânsei de viață. Dragii mei, în primul rând îmi cer iertare că am întârziat puțin, iar voi, micuți, ne-ați așteptat. Așa se cuvine. A doilea rând, vreau să vă împărtășesc un pic din experiența mea de viață, pentru că eu sunt un, ca să spun așa, un luptător frecvent pentru ca oamenii să-și realizeze visele de foarte curând. Voi încerca să limitez cât pot eu povestea mea ca să nu vă obosesc foarte tare. Am avut o copilărie furată de tatăl meu, care bea și era foarte agresiv și care mi-a interzis să pictez, să scriu, să cânt, cu toate că aveam o voce ușor diferită, nu neapărat frumoasă, și să fac alte lucruri. Am așteptat 45 de ani să-mi realizez aceste vise. Și în 2011, după ce m-am operat pe inimă, am decis că nu vreau să stau în pat și să mă lamentez și să mă plâng și să mă vait că-s bătrână și că sunt operată pe inimă. Și am zis, acum a venit vremea să fac ce-mi place. Și m-am apucat să și pictez, m-am apucat să și scriu, m-am apucat să scriu pe urmă și poezii. Și m-am gândit la faptul că toată copilăria am tânjit ca cineva să-mi citească și mie o poveste. Și n-a făcut-o. Și pentru că n-a făcut-o, am decis, urmare copiilor din clasa nepoatei mele, care erau 18 la număr și pe care, ducându-mă la ea la școală să ajut la orele de abilități practice, îi ajutam foarte mult și când intram pe ușă, 18 glășcioare erau uimite și făcea, a venit Neluța Bunicuța! Iar eu mă simțeam fabulos și am decis că nu este cazul să mă opresc doar la 18 nepoți și de aceea am făcut acel canal YouTube de care doamna Alexe v-a vorbit, unde vă invit și pe voi să ascultați povești care nu sunt poveștile clasice, absolut niciuna din ele, sunt povești scrise de autori contemporani în care nu există violență, în care nu există durere, acolo învățăm să ne purtăm altfel, să fim mai buni, să fim mai frumoși. Și acum revenind la primul meu îndemn, dragii mei copii, ziua de astăzi, mâine nu o veți mai întoarce. Ziua de azi, dacă se va încheia, bună sau rea, s-a încheiat. Gata, mâine nu o să mai trăim această zi, vom trăi o nouă zi. De aceea, puneți mâna, învățați în fiecare zi ceva, cât de puțin.
puneți, ca să zic așa, cărămidă peste cărămidă pentru crearea destinului vostru în viață. Iar când veți crește puțin, realizați-vă visele. Nu amânați ca mine 45 de ani ca să vă realizați vise de o viață. Puneți mâna și faceți. O să vă faceți părinții mândri că au niște copii special cum sunteți voi și vă văd toți sunteți superbi și sunt convinsă că sunteți și buni la învățătură și frumoși sufletește și buni. Plus că viața voastră va evolua într-un mod pozitiv. Este plăcut să-ți realizezi visele la orice vârstă, inclusiv la vârsta mea, apropo, am 60 de ani deja, mulțumesc asemenea, dar știți, când îți împlinești visele la vârsta mea, când și când, chiar dacă ești un om optimist, așa cum sunt eu, îți pui întrebarea, oare cât timp îmi va îngădui bunuțul să mă bucur de realizările mele? De aceea, realizați-vă, copii, visele, acum, când începeți să creșteți, acum este momentul. Voi știți cum sunteți acum? Ca un burețel uscat, care dacă îl bagi într-un pic de apă, asup toată apa de acolo. Deci așa prindeți voi toată informația și vă îmbogățiți în fiecare moment. Îmi cere iertare dacă am vorbit poate puțin prea mult. Dar mi-ar făcea plăcere să mai trec pe aici, pe la voi, și să aflu că fiecare dintre voi și-a găsit ceva care îi place. Unul poate știe să deseneze frumos, unul poate știe să împletească ceva, unul poate îi place să scrie, chiar dacă scrieți stângaci, scrieți! Eu scriu stângaci. Nu, stângaci în sensul, iubitului mama, stângaci în sensul de a scrie mai puțin bine. N-are nimic. Astăzi scrieți puțin mai prost, mâine o să scrieți puțin mai bine. Așa se formează abilitățile, da? Promiteți? Da! Vă iubesc și vă mulțumesc! Programul pe care noi l-am prezentat astăzi și în cadrul căruia v-am dăruit aceste cărți se numește Prietena mea cartea. Cartea este o prietenă foarte bună. Este o prietenă care nu vă trădează, care nu uită că trebuie să vină la voi, o aveți atunci când vă simțiți bine, nu? Este foarte frumos să stai la umbră, să citești o carte. Este cea pe care o citiți când sunteți supărați. Până la urmă nu contează foarte mult dacă ea este pe hârtie sau este pe tabletă, sunt și cărți pe tabletă, trebuie să admitem lucrul acesta. Sau este, așa cum vă oferă doamna Stăicuț, o carte audio. Cea de-a doua carte aparține doamnei Maria Fitcal. Doamna Maria Fitcal, ca și mine, este profesoară. Chiar dacă noi predăm la copii puțin mai mari decât voi, tot copii sunt, să știți. Și eu am constatat că fiecare început de ciclu este aproape la fel. Sunt la fel de dezorientați și de simt în aceeași măsură nevoia de a fi ocrotiți, chiar dacă sunt studenți de anul întâi sau studenți în clasa întâi. Doamna Fitcal, pentru că este un suflet foarte sensibil, a scris o carte de poezii. Am să o rog pe doamna Fitcal să spună câteva cuvinte despre carte. Câteva cuvinte despre carte. Sunt cam micuț pentru a înțelege mesajul lor, dar vreau să spun că poeziile s-au născut așa, pur și simplu, nu mi-am dorit neapărat lucrul acesta, dintr-o inspirație, dintr-o dorință de a mă înțelege pe mine. Și probabil că fiecare dintre noi avem dăruit de Dumnezeu o mică predispoziție, un mic talent pe care îl descoperim pe zi, așa cum spunea și doamna. Important e să încercăm să ne autocunoaștem și să dezvoltăm ceea ce ne-a dat bunul Dumnezeu, să scoatem la lumină. Eu mulțumesc că bunului Dumnezeu că măcar acum, la această vârstă destul de înaintată, mi-a dat posibilitatea să pot să valorific ceea ce mi-a dat. Volumul meu de poezii se numește Incandescența clipei de sub timp și multe dintre ele s-au născut în urma unor predici pe care le-am ascultat la biserică, pentru că frecventez și biserica și am simțit nevoia să îmi dau lecții, ca o profesoară ce sunt.
Cred că dacă aș lua-o de la început, o profesoară m-aș face și multă lume m-a întrebat, dar nu te plictisești mereu predând aceleași lucruri? Nu, niciodată, niciodată, pentru că fiecare lecție este altceva. Asta spune, nu e același lucru. Nu e același lucru. Nu da. Sunt alți copii, alt context și fiecare oră este ca un fel de o piesă de teatru, dacă vreți. Fiecare oră ești și actor, ești și regizor, ești și spectator și de toate. Și voi sunteți actori, da. Da. Atât. Eu vă doresc din tot sufletul să aveți sănătate, să creșteți mari, frumoși și la chip și la suflet și să vă împliniți viața prin ceea ce v-a dat Bunul Dumnezeu. Dar să nu fiți pasive, adică să căutați permanent să vă cunoașteți și să vă descoperiți. Că fiecare există un drop de lumină, un sâmbure de lumină. Acela trebuie descoperit și dezvoltat. Și am încredere că voi o veți face.